adus instrumentele pentru jiu-jitsu. Știți, pentru jiu-jitsu n-ai nevoie de multe lucruri. Ai nevoie de kimono, dacă ai. Ai nevoie de tatami, dacă ai. Mâini în picioare și cap. Lotul de jiu-jitsu de la Clubul Corisan se prezintă chiar acum alături de noi. Domnul profesor Ion Chelu este alături de noi, antrenor principal. Dânsul va face și prezentările. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Să folosiți microfonul din dotare, vă rog. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Să o luăm de lângă dumneavoastră încolo și să-mi spuneți cu cine ați venit. Este lotul național de jiu-jitsu, da? În stânga mea sunt antrenorii, după aceea sunt sportivii. Am făcut o deplasare între 12 și 15 martie la campionatul mondial de jiu-jitsu. Ce am făcut acolo? Am obținut 9 medalii. 9? 9 medalii. Am acele șapu bere în spate. Avem medaliile. Acum eu de fără 4 medalii de argint și 5 medalii de bronz. Este foarte bine că ne-ați reprezentat acolo. Ce a fost cel mai greu la campionatul ăsta? Participarea extraordinar de numeroasă, o competiție cu nivel ridicat extraordinar de puternic, de înalt. Este o competiție mondială cu 34 de țări, 595 de sportivi din 4 continente. Închipuiți-vă că la fiecare competiție de nivelul acesta vin sportivii cei mai buni. Evident. Deci deja 9 medalii înseamnă foarte mult. Să procedem, vă rog, copiii probabil se uită la televizor și vor să înțeleagă mai multe detalii despre sportul ăsta, așa că ar trebui să le și exemplificăm. Vă rog să ne descrieți în mare ce vedem. Deci acesta este un exercițiu demonstrativ din sistemul demonstrativ de jiu-jitsu. Tehnicile la nivel internațional și național sunt tehnici impuse. După cum observați, arbitrul nostru le arată tehnicile în momentul în care a apărut pe tatami. Deci ei nu știu înainte ceea ce trebuie să lucreze. Numai că ei trebuie să învețe foarte bine tehnicile care sunt impuse, 20 de tehnici, la nivel național și internațional. Și atunci când arbitrul le arată un număr, ei trebuie să știe care este atacul și tehnica pe care trebuie să o desfășoare. Am înțeles. Acum avem două sportive care ne vor arăta ceva din proba de neoaza. Cele două sportive luptă pentru supremație, ca să spunem așa, cu tehnici articulare, tehnici de sugrumare, tehnici totdeauna ca să scoată adversarul din luptă. Ele sunt fetele noastre medaliate, sportive foarte, foarte bune. Această competiție este rezervată sportivilor între 15 și 21 de ani. A, deci e o limită, un barem. Nu, la competiția la care am participat noi. Avem statul senior și ăla de cadeți. Acesta este o luptă de fighting, da, în sistemul competițional național și internațional. Da. Sportivii noștri observați că încearcă o fixare la sol și ies cu o pârghie de braț. Este o tehnică, atunci când sportivul advers cedează, înseamnă 3 puncte pentru sportivul care a executat tehnica. Sunt tehnici înlănțuite, tehnici care fiecare dintre ei încearcă să-și dovedească, mă rog, că este mai tehnic, că este mai bun pentru a câștiga puncte și a fi declarat mai târziu învingător. De asemenea, o pereche de sportivi care luptă tot pentru a câștiga puncte în sistemul fighting. Uitați o proiectare de braț, foarte frumoasă. E un sport foarte complex. Este un sport foarte complex. Odată pentru că totul începe în picioare și se termină la sol, după cum vedeți, e ca în viață. Dar atunci când intervin și obiectele, lucrurile se complică. Totul este arbitrar. E un sport cu reguli și noi trebuie să respectăm regulile care sunt impuse. Deci aceasta este finalizarea unui atac cu armă, cu cuțit în cazul nostru. Observați că totul se finalizează cu dezarmare. Acesta este totul demonstrativ, dar este ceva din autoapărare în lupta de stradă
în lupta care poate fi permanent utilizate atunci când este nevoie, când adversarii sunt fără reguli. Pe stradă știm foarte bine că nimeni care vrea să te atace nu vine să te menajeze. E din ce în ce mai spectaculos ce vedem. Iată, e aproape gimnastică ce vedem. Ce-mi place în sportul ăsta e că nu e ca la fotbal, unde jucăm fotbal. Aici există atâtea categorii și subcategorii încât e greu, uite, să le și ținem pasul. Ce urmează în toată povestea voastră ca și club? Încă o dată, aici este prezent lotul național al României. Lotul național de jiu-jitsu, nu clubul Corisan. Clubul Corisan sunt eu. Sunteți doar dumneavoastră. Da. Păi da, eu nu... Păi eu ce întrebare am pus? V-am întrebat de lot pe dumneavoastră? Da. Păi acum ne supărăm și e bine să nu ne supărăm tocmai acum. Bun. Ce faceți la club? Weekendul acesta avem un eveniment foarte important în cadrul clubului nostru. Organizăm Cupa Corisan, care este la 11-a ediție. Ocupă de tradiție în România. Și încercăm să organizăm cât mai bine și să ne pregătim să luăm cât mai multe medalii. Și să vină cât mai mulți participanți. Și pentru noi români, în ce înseamnă jiu-jitsu la nivel european, ce urmează, pentru ce ne mai pregătim, ca anul abia început. În luna mai avem, bună dimineața în primul rând, în luna mai avem campionatul european de seniori în Franța, iar în septembrie este o cupă mondială în Bosnia-Herțegovina pentru cadeți și Balcaniadă pentru celelalte categorii de vârstă. Ne pregătim de acum pentru competițiile acestea importante. Să aveți baftă, stimați sportivi, să vă meargă mâinile și picioarele și să nu vă accidentați. O zi frumoasă și o săptămână ușoară. Vă mulțumim, vreau să mai facem o precizare. La această competiție, unul dintre sportivii noștri, blănarul Alexandru, a primit premiul de fair play al competiției mondiale. N-a bătut pe nimeni. Nu, a bătut, dar s-a comportat ca un adevărat sportiv. Asta e glumă de fotbaliști. În sportul ăsta, premiul de fair play înseamnă foarte, foarte mult. Odată pentru că este un sport unde, vedeți, există și contact. Să aveți o săptămână ușoară, mulțumim tare mult. Mulțumim, mulțumim și noi. Mulțumim.